Primării PSD Călăraș au pichetat în această dimineață sediul prefecturii Călăraș. Aceștia au fost nemulțumiți de faptul că prefectul județului Călăraș a atacat ieri, 16 decembrie, imediat după aprobarea în ședința de Consiliul Județean, proiectul de hotărâre privind repartizarea cotei de 6% pentru UAT-uri. Bună dimineața, domnule primar. De ce ați venit la prefectura astăzi? Vreau să stăm de vorbă cu domnul Parfir, mai mulți primari, să-l lămurim, să ne explice și nouă dânsul din ce cauză ne contestă un an de zile banii care nu sunt alocați de către Consiliul Județean. Vă referiți la cota de 6%? La cota de 6%, da. Câți bani v-ar fi revenit și ce ați făcut cu această sumă? 8 miliarde de bani vechi. Și ce faceți cu banii aceștia? Deci am multe proiecte în derulare, cofinanțări, canalizare, școală, datorii către furnizori care m-au ajutat să dau drumul la o școală modulară și am ambasador, oamenii au venit acum sfârșit de ani, mi-au trimis facturile, mă sună, mă amenință că nu le dau bani și am primit ieri bani și în 10 minute au fost retrași. Nu numai eu, toate UAT-urile din județ. Dacă nu se rezolvă astăzi, ce veți face? Nu știm ce vom face. Să decidă domnii cei care au luat decizia, politicul acesta mare care e la București și decidă numele nostru. Domnule primar, de ce stăți astăzi în fața prefecturii? Parlamentarii alergăm pentru ei, dar nu vine să ne susțin aici. Dispoziția Consiliului Județean, care a fost o hotărâre a Consiliului Județean, care a fost contestată de domnul prefect. Nu știm în prejurările cum a fost. Au fost zile negocieri, nu s-au respectat, nu știm. Vrem să ne lămurim, pentru că dacă nu se lămurește, pierdem bani. Toate comunele din județ. Ce sumă de bani trebuia să primiți dumneavoastră și ce urma să faceți cu acest bani? Trebuia să primim în jur de 6-700 de mii de lei. Acești bani să primim pentru cofinanțările fondurilor europene, pentru cheltuielile curente, pentru salarii și restul de cheltuieli ale primăriei. Domnule primar, de ce vă aflați astăzi în fața prefecturii? Ca toți colegii mei, deci ieri mi s-au repartizat niște bani de la Consiliul Județean pe care prefectul nu știu a câta oară atacă, nu știu ce are. Cred că dacă are o dușmănie cu președintele Consiliului Județean, ce are cu comunitățile locale. Noi suferim, noi avem proiecte, noi avem datorii. Deci este ultima zi în care se mai pot da acești bani. Și iar am ajuns cu cuțitul la os. De aceea ne-am strâns să vedem ce ne spune și nouă prefectul în această situație. Ce sumă urma să primiți? 10 miliarde la mine. Și ce este o sumă, este o sumă pe care eu nu am primit, dacă colegii mei au primit la rectificare de buget de la guvern, eu nu am primit decât 0-0. Deci, Vulcele, dacă vă uitați în urmă, la fiecare rectificare de buget a primit 0 lei. Eu nu vreau să spun că colegii mei nu trebuie să primească mai mult ca mine sau nu știu ce. Dar se vede că este ceva cu comuna Vulcele. Deci domnul prefect are ceva țintă. Poate că e născut președintele Consiliului Județean acolo, de la Vulcele se dă numai 0 lei la fiecare rectificare de buget. Cu această sumă avem proiecte în derulare, aveam de închis un proiect pe asfaltare, aveam cofinanțări de făcut, avem datorii la momentul ăsta în care și orice unitate teritorială administrativă are datorii, iar nu putem să ne folosim la acești bani, acești bani vor pleca către guvern, către Ministerul Finanțelor. Ce veți face dacă nu se rezolvă situația astăzi? Nu știu, încercăm, facem toate demersurile, vom face plângere penală prefectului, vom încerca toate demersurile legale ce ne stă cu legile în vigoare. Nu altceva. Negocierea care s-a făcut. Negocierea făcută. Domnul primar, negocierea făcută cu procentul ăla. Să respectăm procentul ăla măcar astăzi, să fie o postă. Chiar nu avem pic de demnitate, așa? Da, dar e pe 50 miliarde pentru ce? Nu uite așa, demnitate. Ca să, ca să facă un proces și să crucea în gură, facem contestație. Interesul să luăm banii astăzi. Posibil de seamă prefectura acum dacă... Păi și domnul președinte Iliu s-a promis că îți dă procentul ăla. Ne dă 38% și haideți să... Poți să-i dai 38% uite monitor oficial, uite cât au primit de la guvern, da? Acum în septembrie, în octombrie, pe 11 octombrie. Vorbim ce facem astăzi, ce s-a făcut până acum, ce mai dezgropăm morți acum. Nu, ăștia erau de dinainte. Bun, și dacă nu respectăm și ce facem? Îi pierdem pe toți. Poate să dea altă hotărâre. Pleacă la buget de stat 6 milioane de euro. Face o nouă hotărâre astăzi, dar trebuie să vorbești cu domnul prefect sau cu domnul președinte, să negociați, să respecte procentul. Să ia lucia de la guvern după acolo procent, să ia în calcul și poștii. Dacă, dacă tot să duc bani la guvern, guvernul să ia luce pe procent 38 cu 62 da, domnule, și să ia tot necoștă. Ai dreptate, ai dreptate. Dar trebuie să rezolvăm, hai să rezolvăm problema asta astăzi. Banii și asta o facem de luni. Nu, banii nu pleacă din țară, da? Să duc la guvern și guvernul poate să dea... Mai dă la anul ăsta? S-a terminat. Nu se mai dă doar. Mai dă ciuciu guvern. Nu se mai dă anul ăsta nimic. Să ia luce guvernul. Azi de ultima zi. Domnule primar, de ce vă aflați astăzi în fața prefecturii? Păi știți foarte bine despre ce e vorba.
Nu știu de câte ori nu s-a dat hotărârea la nivelul Consiliului Județean și n-a fost respectat. Adică, de fapt, domnul prefect a contestat-o. Ce sumă urma să primiți prin această hotărâre de consiliu? Inițial, normal, era vorba de 800 de lei, 800 de mii. Și acum, după o nouă reîmpărțire, 700 de mii. Oricărei localități îi face un bine această sumă. Ce urma să faceți din acest bani? Păi știți foarte bine ce am. Am atâtea probleme de rezolvat în comună. Am dispensar, am grădiniță, am planul de lotizare cu tot ce se... Numai acolo mi se solicită aproape 1 miliard de cu participarea mea e jumătate. Acel proiect se execută împreună cu FDE Constanța.